Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou clip. E bine dacă și dumneavoastră aveți această problemă la tomate, da? Găuri în dreptul codiței, pică jos. Să știți că este vorba despre omida fructificaților. Nu știu dacă se vede, este un vierme, da? Omida fructificaților, uitați-l cum arată, care pătrunde în fructul de roșie. El atacă și la ardei, chiar și la vinete și ne poate dăuna la cultură. Ei bine, cum îl putem combate? Aplicăm un tratament cu insecticidul Coragen, da? În doză de 1,5 ml la 8 litri de apă, maxim 10 litri de apă, iar la 7 zile repetăm cu insecticidul Minecto Alpha sau Afirm. Atenție, înainte de a aplica tratamentul, mai adunați că aș vrea să stropiți și 2-3 zile nu recoltăm. Ce aș vrea să vă mai adaug este că acest dăunător iernează în pământ pe timpul iernii. Poate face chiar 2-3 generații pe an. Prima generație ar fi în mai-iunie, pe urmă iulie-august. Și poate să mai aibă o generație chiar și din august spre septembrie. E un fluture de pune acest dăunător, uitați, și ne poate compromite cultura. Deci, după cum am spus mai devreme, neapărat adunați ce consumați 2-3 zile, faceți o igienizare înainte, aplicați un tratament cu insecticidul Coragen, iar la undeva la 7 zile mai dați un tratament cu insecticidul Minecto Alpha sau Afirm. Și o să vedeți că veți combate acest dăunător. Toate cele bune, sper că vă sunt de folos clipurile mele și dacă vi se pare interesant ceea ce fac, nu uitați să distribuiți și mai departe pentru a ajuta cât mai multă lume. Toate cele bune!